În tinerețe, mea, primul majorat, era 15 ani. 15 ani deja stai bine pe picioare, înțelegi aproximativ ce vrei și unde mergi. În această zi destul de importantă pentru proiectul FEA, aș vrea în primul rând să mulțumesc echipei, staff-ului, oficiului FEA, cei care au fost, sunt și sper că vor fi cu mine încă mulți ani înainte, pentru a promova, a dezvolta mai departe acest necesar și bun venit proiect a arților marțiale FEA Championship. Tuturor vă doresc sănătate, noroc, bucurie, fiți cu noi, credeți în noi și împreună vom face lucruri foarte mari și foarte frumoase. FEA la mulți ani! Vă felicit pe toți, în primul rând, cu această aniversare frumoasă. În spatele acestor an a fost o muncă istorică, cred că. Diploma de onoare. Dima singur și-a spus cât de greu a mers. Totuși, până la urmă, cel care merge înainte, muncește, e disciplinat, reușește. Mulțumesc la toți. În primul și în primul rând, domnul Dorin, că a făcut ceea ce noi, unde noi am putut să ne manifestăm ca sportivi, să ajungem aici. Vitale Matei, vă mulțumim mult! Care nu știe, Vitale Matei, noi suntem Constantin. Păi bravo, el e mândria mișcăninilor. Îi felicităm încă o dată. Într-adevăr, băieții merită. Sunt top cei mai buni care sunt astăzi. Ce o să fie la anul, la celălalt an, o să vedem. Posibil încă tot pe ei să vedem. Și încă o dată aplauze pentru cele doi luptători al anului 2023. Я буквально недавно еще обсуждал, что 15 лет назад приезжал на открытие первого турнира. Время, честно говоря, пролетело, и мне очень приятно, что вы 15 лет не стояли на месте, а развивались, проводили красивые, шикарные турниры. Я думаю, все еще впереди. Я, к сожалению, не успел еще выступить ни на одном из... Но думаю, в ближайшее время мы обсудим это, кто знает. Поэтому я очень рад, что пригласили. Дальше вам большого роста, успехов и благополучия. Всем спасибо. В 15 ani, parcă a fost mai ieri, eu am fost, cred că, persoana care am început împreună cu FEA acel proiect din 18 decembrie, de am uitat câți ani în urmă. E un proiect foarte important pentru probele de contact în general, pentru kickboxing și MMA în special, deoarece în această perioadă de timp foarte mulți sportivi care s-au format aici ca individualități, ca nume mari. Eu nu mai pot să spun despre Alexandru Romano, despre Luca Poclin, sportivi care luptă în două cele mai mari gale la UFC și Bellator, au început aici, în Republica Moldova, în cadrul galilor FEA. Eu aici am avut norocul și am avut o mare provocare de a începe, ca o nouă pentru mine provocare asta, să fii comentator. Mi-aduc aminte iarăși cât de ridicol eram la început de cale, apoi încet, încet împreună am învățat careva lucruri. Doar emoții bune, doar gânduri bune. Eu le doresc succes, în special președintelui Dorin Damir, să meargă mai departe pe această cale, deoarece într-adevăr e un drum destul de dificil, dar e un drum foarte important pentru tinerii luptători, pentru tinerii practicanți de arte MMA și kickboxing Muay Thai din Republica Moldova. Succes, Dorin! 15 ani în orice federație sportivă sau sistem competițional contează foarte mult pentru Republica Moldova. Tot ceea ce ține sau proiectele dezvoltate de FEA au avut o rezonanță mare internațională. Asta demonstrează că există calitate, există viziune, există abordare complexă, există interes și probabil este pentru puține federații care are o ramificație foarte mare la nivel de țară. Această ramificație contează pentru că înseamnă că există audiență, există interes din partea tinerii generații și desigur atunci când există proiecte intrigante, competițional, există și un interes de a face sport de performanță și asta este bine. Unde sportul care încurajează atât componenta de amator și cea profesionistă demonstrează că are o abordare pragmatică. Iar FEA a demonstrat, 15 ani asta înseamnă foarte mult. Atunci când ai și proiecte naționale și proiecte internaționale apreciate, nu doar în Republica Moldova, dar în întreaga lume.
La mulți ani, Feia, sunteți un proiect foarte mare și așteptăm în continuare să găsiți noi talente și noi campioni în toate categoriile. La mulți ani! Bună ziua! Ne aflăm astăzi la aniversarea de 15 ani a proiectului Feia. Suntem foarte mândri că avem un asemenea de proiect care ne permite să ne dezvoltăm și să creștem ca sportivi. Suntem doar mulțumiți și urăm succes și mulți ani înainte proiectului Feia. Suntem bucuroși de acești, de această vârstă încă fragedă, dar oricum Feia la mulți ani, succes și baftă în toate, cât mai multe lupte spectaculoase și luptători de performanță. La mulți ani! Vreau să-i felicit pe toți cu încheierea acestui an frumos. Au fost rezultate foarte bune. Le doresc succes tuturor în anul viitor și noi, ca sportivi, să vă bucurăm cu noi victorii și cu noi lupte interesante, spectaculoase. Da, vreau să vă felicit toată echipa, să vă doresc mult succes în continuare și sunteți bravo ce faceți. Da, să știți că când ajunge o organizație obștească la vârsta de 15 ani, deja este vorba de maturitate, de stabilitate și totodată de continuitate. Eu doresc Asociației Feia multă sănătate, în primul rând dacă se personalizăm și fie ca anii următori să fie mai productivi, mai multe proiecte interesante și fie ca numărul celor care sunt pasionați de aceste turnee minunate, de aceste proiecte minunate de care domnul Dorin Damir deja a demonstrat pe parcursul anilor că știe să le organizeze, fie ca să fie cât mai multe și să fie ca anii viitori să ne aducă și noi succese pe arenă. Un eveniment foarte frumos. Felicitări pentru organizare domnului Damir. Foarte multe persoane cunoscute, o mulțime de campioni care ne înconjoară aici. Sperăm să fie o seară cât mai multe surprize, dar deja atmosfera pare să fie destul de fierbinte. La mulți ani promotionului Feia, cel mai grandios, un promotion nu, atât național, internațional, foarte bine poziționat, pentru care noi toți iubitorii sportului, artelor marțiale, a sporturilor de contact, suntem foarte mândri, ne bucurăm de fiecare dată, de oricare eveniment, fiecare eveniment este deosebit și ne așteptăm la cât mai multe evenimente grandioase, mulți, mulți ani înainte. Vreau să felicit Feia cu împlinirea 15 ani. Într-adevăr, au fost 15 ani fructuoși, plin de campioni, plin de emoții și cu o cale foarte grea, dar foarte frumoasă și urmează un viitor foarte frumos. Felicitări! Bună seara tuturor! Vreau să felicit organizația Feia cu împlinirea celor 15 ani de aniversare. Sunt foarte mândru că fac parte din această echipă și lupt în această organizație. Sunt mândru că aici mi-am construit cariera mea. Felicitări, Feia, și mulțumesc pentru tot! Mulțumați colegi, onorată Asociație Feia, mulțumate Dorin Mihalăci, multe baftă, mulți campioni, multe rezultate mari și continuăm, am făcut multe, s-au făcut mult până acum și sper că și mai mult se face, toate cele mai mari câștiguri și cele mai mari campioni încă sunt înainte. Succes! Vă mulțumesc mult pentru invitație, mă bucur să fiu aici, alături de acest proiect. Proiectul este reușit, foarte vestit. Știți că mulți sportivi care participase în acest proiect și care au experiență și în alte țări ziceau că proiectul ca la noi este un proiect foarte, foarte puternic. Chestia asta mă bucură mult și vă urez să continuați, să creșteți tot mai mult la mai mare. Repede, fără pregătire, dar eu cred că exprompt tot timpul este cel mai bun, fiindcă nu reușești să te pregătești și spui ceea ce ai într-adevăr adânc în inimă. Feia, felicitări cu această aniversare. Ați scris istorie și eu sunt sigur că veți scrie mai departe istorie pentru Republica Moldova, pentru sportul nostru moldovenesc. Să fie sănătoși absolut toți care au tangență cu acest proiect, pentru ca să aibă puteri să promoveze sportul în viitor. Un sincer la mulți ani! Dar sunt mândru că-l cunosc pe domnul Damir. Felicitări domnului Damir, felicitări Federației cu ocazia celor 15 ani. Multă forță, multă putere, dați-i bătaie în continuare că o faceți bine. Și tradiționalul, trăiți frumos și bine și să vă văd mândri!
Deci ne aflăm astăzi la 15 aniversare FEA. Suntem mândri că facem parte din această echipă puternică. Să înmulțim această cifră la 2 și la 3 cu și mai multe turnee și mai multe victorii. Succes la toți și doar înainte! Organizație super, super tare, faci și foarte mult lucruri pentru sport. Felicitări încă o dată, la mulți ani! Замечательная дата, молодая, но за это время проект «Фея» показал себя с самой лучшей стороны, воспитал много чемпионов не только для нашей страны, но и для всего мира, и раскрыл многих спортсменов с другой стороны, поэтому я желаю только процветания компании «Феи» и очень рад и горд, что принял тоже участие в истории этой компании, этого промоушена. Добрый путь, только вперед! Хочу поздравить организацию «Фея» с таким числом юбилейным, пожелать удачи, процветания организации и также планирую в ближайшем времени выступать в этой организации, показывать красивые бои и прославлять нашу страну. La mulți ani, Feia, numai prosperitate, victorii și numai înainte. Da, сегодня, конечно, дата у нас очень крутая. 15 лет проекту «Фея» – это очень, можно сказать, такая значимая дата, потому что 15 лет, можно сказать так, ну, в таком деле это, конечно, круто, потому что немногие организации столько времени могут продержаться вот на таком уровне. Вот, поэтому я сердечно поздравляю Дарина Михайловича с такой вот прекрасной датой, да, то есть как «Фея» – это его, его дитя. Желаю, чтобы вы продолжали также идти вперед и подниматься все выше и выше. Vreau să mulțumesc, bună seara, vreau să mulțumesc mult federației, succes în continuare, este unica, cea mai puternică federație, care e, după părerea mea, și la mai multor sportivi. Мульцмин инвитации, успехи и мульцмульцмин. Ну, хочется, во-первых, отметить вашу проделанную работу за эти 15 лет. Это что-то колоссальное, нереальное, ну и очень волшебное в то же время. Большое спасибо вашей организации за то, что вы поддерживаете спортсменов. И вот все 15 лет молодых парней, которые мечтают о карьере, вы им даете большую надежду и действительно делаете такие шаги, которые дарят им большой шанс в жизни, и вот эти их победы, и то, как они представляют нашу страну на высоком уровне благодаря вам, это многого стоит. И я желаю вам процветания, желаю вам побольше чемпионов взрастить, вот, и принять у нас еще крутые бои. Vreau să felicit proiectul FEA, în frunte cu domnul Dorin Damir, cel mai tare proiect din Moldova, precis, putem spune chiar din țările apropiate. Doresc mulți ani înainte, cu mult succes și turnee frumoase, bucuri pe toți. Огромное спасибо за приглашение, за организацию данного мероприятия. Юбилей 15 лет. Очень приятно, что ваша организация развивает, мотивирует детей заниматься боевыми искусствами. Очень приятно, что у нас столько достойных спортсменов выросло в данном проекте. La mulți ani, aniversare a 15 ani de proiectul FEA. Sunt foarte bucuros că particip în așa eveniment și mare plăcere o să avem pe viitor lupte frumoase și câștiguri mari. Vreau să-i mulțumesc Federației FEA pentru oportunitatea de a lupta în cadrul acestei asociații. La mulți ani vreau să-i doresc și la fel la mulți ani domnului președinte Dorin Damir. Фея с 15-летием и в дальнейшем нас ждут большие успехи. Este o sărbătoare foarte frumoasă, este o sărbătoare mult așteptată, care pe parcursul acești 15 ani s-a muncit foarte mult, s-au depus foarte multe eforturi și în sfârșit strângem roadele. Se văd rezultatele, avem sute de campioni, avem multe trofee frumoase. În primul rând vreau să-l felicit pe domnul Dorin, să-i doresc succese, tot așa mai departe. Noi mereu suntem alături și o să-l susținem. Le doresc succes la toată echipa FEA și vreau să spun că FEA te iubesc, cei mai tari. Deci, în primul și în primul rând vreau să felicit toată echipa. Pe lângă tata vreau să felicit pe toți și spun că au fost ani lungi, ani cu dedicație, cu foarte multă muncă, cu multe greutăți probabil pe alocuri, nu cu probabil, dar cu siguranță, dar până la urmă cu capul în sus s-a reușit și am ajuns până aici la aniversarea asta frumoasă.
Noi am fost alături de la bun început, mereu l-am susținut la fiecare turneu. Eu aveam 14 ani pe atunci și acum ne-am lăsat mare, așa că la mai mult și la mai mare eu sper încă 15, dar ca minimum 15 ani înainte. La mulți ani! Și eu mă lipesc și vreau să spun că acest proiect a fost făcut cu mare, mare suflet de către Damir Dorin și lui, echipei și vouă la toți. Vă urăm să fiți sănătoși, să aveți multă inspirație, să faceți lucruri frumoase și în continuare cu acest proiect. La mulți ani! La mulți ani! Mega felicitări, mega aplauze, o organizație tare bună care a ridicat foarte multe sportivi și ne dorim ca această organizație să ridice și mai mult sportivi decât a fost până acum. Un drum tare interesant, tare frumos, la lume le place. Felicitări Asociației FEA cu această frumoasă aniversare. Este un lucru mare făcut în comun. Felicitări promotorului acestei organizații, domnului Damir. S-a făcut un lucru colosal. Suntem toți astăzi aici și vedem roadele acestui timp. Mersim foarte mult! Vreau să felicit pe toți. Mă bucur că ne-am strâns, ne îngrămădim aici toți sportivii. Bine, mai avem și noi parte de un pic de odihnă. Vreau să felicit pe toți cu anul care vine, să fie sănătoși și bine. Sănătate la toți! FEA la mulți ani, numai înainte. Mersi mult pentru galele frumoase și doar înainte. FEA numai înainte și la mulți ani. Da, vreau să urez felicitări doar de bine. Asociația FEA cu aniversarea de 15 ani. Vreau să le doresc în continuare să facă proiecte de show mari. În deosebire, eu vreau să mulțumesc președintele Asociației FEA, domn Dorin, că datorită lui și Asociația FEA am devenit așa renumit sportiv pe arenele naționale și internaționale în calitate de sportiv profesionist, cât amator, atât și profesionist. Deja pe parcurs sper să fie găli și mai interesante și să vedem luptători de top. În rest, sănătate și numai bine! Doresc organizației FEA mulți ani înainte și toate cele bune! Această atmosferă, aura băițovscă, 15 ani FEA, я прям помню истоки, как все начиналось, как все развивалось. Я рад, что это до сих пор все живет, и все прогрессирует, и все мощнее и мощнее. Желаю успеха организации и надеюсь, что мы будем идти вместе. Очень рада присутствовать сегодня на этом прекрасном вечере. Спасибо большое за приглашение. Рада, что ФЕА с каждым годом все больше и больше развивается, виден огромный рост. Поздравляю и только вперед! Păi, mă bucur să fiu alături de proiectul FEA, cred că de vreo 13 ani sunt prezent aici sau anul viitor. Ce pot să zic? Din ce în ce mai multe evenimente, să ne vedem și peste, nu știu, acum 15 ani, peste 20, peste 30, 40, 50 și tot așa mai departe. Și vreau să promit că o să fiu la 25, la 30, cu siguranță o să fiu aici. După aia mai vedem cum o să așeze lucrurile. Îi mai lăsăm și pe alții mai tineri. Vă mulțumesc, îmi pare bine că fac parte din proiectul FEA. Doresc promoții mulți ani și să fie cel puțin la fel de valoroasă ca și până acum. Eu compar show-ul FEA cu echivalentul Champions League la fotbal. Multă baftă și tot înainte. FEA la mulți ani, numai înainte și multe victorii. Поздравляю фею всех, кто участвует в этой аббревиатуре, в этой классной, красивой организации с первым солидным юбилеем, взрослым юбилеем. Желаю всего хорошего и желаю самых амбициозных проектов, и чтобы была возможность их осуществить. Всем здоровья, счастья и удачи. Da, și mă bucur foarte mult să fac parte din echipa asta, cu atât mai mult cu cât în momentul în care eu am aflat despre existența acestei organizații și anvergura imaginii pe care o provoacă ea, imaginii televizate, imaginii în rețele și așa mai departe, nu mi-a venit să cred că este o chestie locală. Este un lucru inventat, crescut, dezvoltat aici în Moldova. Bravo băieți și la mulți ani! Я от всей души хочу поздравить ФЕА с таким прекраснейшим юбилеем, 15 лет. Желаю ФЕА много хороших шоу, ярких зрелищных боев, побольше
телезрителей. 15 ani, parcă ne uităm în urmă, parcă nici nu-ți dai seama că a trecut 15 ani. Eu chiar azi mă gândim și vorbim cu soția. Deja am 12 ani de când particip în acest circuit și parcă nici nu-mi vine a crede. Eu îi doresc organizației FIE să mențină acest nivel și pași mai mari să meargă înainte și să ne bucure cu spectacole cât mai mari și cât mai incendiare. FIE, la mulți ani, sunt bucuros că am fost și sunt în echipa dumneavoastră, dintre cei mai buni și un mare respect. Vreau să vă mulțumesc pentru frumosul eveniment care l-ați organizat. Sunt onorat să fiu alături de voi la cea de-a 15-a aniversare FIE. Le urez mult succes organizatorilor, sportivilor, membrilor asociației în valorificarea, promovarea sportului. Eu vreau să aduc sincere felicitări organizației FIE. Este într-adevăr o organizație de top plan mondial. От всей души поздравляю Дарина. У него энергии хватает на все. Проводить такие супер мероприятия, чтобы эта энергия никогда у него не заканчивалась. И чтобы это всегда шло только вверх, так как оно сейчас идет. Мы știu că tot mai mult și mai mult lansează sportsmeni de succes și asta este admirabil. Nici nu-mi vine nic în cap în afară de cuvintele care de-am le-o cântat Satoshi, n-avem scuză. Trebuie de continuat și atât tot. Sunt bucuros de invitații și vreau să felicit toată echipa FIE. Este o echipă foarte bravo, a făcut mult efort, a făcut pentru a face multe gali frumoase și mă bucur să fac parte din echipa FIE. Я очень бы хотел пожелать FIE и дальше так же динамично развиваться, как все эти 15 лет. И очень бы хотел, чтобы все те люди, все, кто FIE работают, кто с FIE работают, все бойцы и все друзья, чтобы они всегда оставались таким единым целым организмом, такой крутой командой и делали такие крутые турниры, как делали все 15 лет. Впереди, мне кажется, только лучше и все только начинается. Прямо с феличит то, с чей еще факут, партия экипа FIE, чей еще фак, что Евген чей еще ворфащие. Din acest proiect frumos, pentru că s-a depus o muncă enormă, 15 ani este deja un rezultat. Și în ultimul rând, domnului președinte Dorin Damir, pentru că fără entuziasmul lui, fără dăruirea lui, nu avea și fost așa un proiect renumit. Evident, e o sărbătoare deosebită. Eu doresc la toți succes și mulți ani și prosperitate. Поздравляем с такой красивой даты, желаю процветания, побольше красивых ярких турниров и так держать только победы. Sunt foarte bucuroasă că am ocazia să fiu astăzi aici și vreau să doresc Federației FIE mai departe, campioni mulți, până la 1 milion, să zicem așa. Vreau să mulțumesc că mi-au dat șansă când a fost nevoie pentru mine și viitorul meu astăzi depinde de Federația FIE. Vă mulțumesc foarte mult! Vreau să felicit organizația FIE cu 15 ani, 15 ani de lupte frumoase, turnee incendiare și oameni frumoși. Da, vă doresc doar succes, mergi doar înainte și lupte cât mai multe și turnee cât mai multe. Felicităm pe domnul Dorin pentru posibilitatea ca 15 ani o permis la sportivii din Republica Moldova și din alte țări să-și arate și să dezvolte nu numai în Republica Moldova, dar și pe tot globul pământesc. Și felicitări încă o dată organizației și cel puțin încă 15 ani înainte. Cel puțin. Am avut marele noroc, într-adevăr, să fiu alături de acest proiect inițial sau foarte aproape de începutul lor. În primul rând trebuie să felicit organizatorul și trebuie să recunosc faptul că este cel mai de succes proiect sportiv care l-a avut vreodată Republica Moldova. Fără să exagerez, din mai multe motive, în primul rând pentru simplu fapt că a fost transmis în foarte multe țări din străinătate, foarte puține televiziuni, gen Eurosport, ar fi putut prelua, spre exemplu, un asemenea produs care l-are FIE.
15 ani în care eu cred că Republica Moldova trebuia să conștientizeze și eu sper 100%, sunt sigur, faptul că mulți oameni amatori ai sportului, în special a luptelor, au conștientizat faptul că sunt sportivi de calitate, consumăm un produs de calitate și mulți ani înainte. Sper să ne vedem la 150. Da, vă felicit din tot sufletul, din partea echipei mele cu a teritoriei, vă felicităm pe draga echipă voi, pentru munca asiduă care o duceți zi de zi, pentru rezistența voastră pe timpurile care sunt în ziua de azi, ați reușit să ajungeți la o aniversare atât de frumoasă cu rezultate și cel mai important că ați adus faima Republicii Moldova peste tot. Ne bucură acest lucru să vedem că campionii noștri au faimă și în alte cluburi, din Londra, din Belgia. Este remarcat acest lucru și este o laudă pentru voi, pentru voi care ați depus investiții, care ați depus suflet, ați creat comodități, ați creat cluburi, ați investit în noua generație ca să aibă ocupație și noua generație să aibă o educație sportivă, ce este foarte important pentru societatea noastră. Vă mulțumim și suntem alături în continuare. Să vă vedem la 30 de ani, tot atât de frumoși, puternici și exemplari. Da, vreau să vă le spun la mai mulți și la mai mari, celor mai buni, mă simt mândră că mă aflu astăzi alături de unii din cei mai buni sportivi și în special de președintele clubului Dorin Tamir, care este în primul rând și om cu literă mare. Asta e. Sunt foarte onorat că am fost invitat să văd, să am onoarea să văd atâția campioni în fața mea și încă mulți ani înainte, ei sunt cei care ne duc numele peste tot în lume. Stăm cu, cred că, cele mai mari emoții, le avem atunci când stăm la un meci și în ring este un luptător de-a nostru. Avem niște emoții ca și când îl avem lângă noi și ne bucurăm foarte mult și încă o dată la mulți ani, Feia, și mulțumesc frumos pentru invitație, că am avut onoarea să vin, să cânt și să încânt, poate, atâta lume în fața mea. Mulțumesc din suflet! Da, bună seara tuturor! E prima dată când cânt în cadrul unui eveniment sportiv, să-i spun așa. Eu întotdeauna am fost pro-sport, am fost pro-mod sănătos de viață. Mă strădui și eu să nu am vicii de niciun fel din punct de vedere a corpului, cel puțin. Mă bucur că avem o federație atât de profesionistă și care se ocupă foarte calitativ și foarte nu ca la noi de toată treaba asta, pentru că evenimentele FEA de obicei spectaculoase sunt organizate la un nivel înalt, adică nu vezi diferența considerabilă într-o federație de psihotare și FEA. Și asta mă bucură, pentru că devine instant un brand de-al nostru național. Mă bucur să știu că lumea practică sporturile, că se ocupă cu ceea ce îi place și sper să mai colaborăm, să ne intersectăm și în continuare pe un făgaș din ăsta sănătos. La mulți ani, Feia, mulți ani înainte. Este frumos că în Republica Moldova există un turneu de calibru internațional, că există sportivi care performează și că există o perseverență în timp. La mulți ani, cât mai multe turnee și cât mai mulți sportivi de performanță internațională.